Biblia ne spune că-și Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurui Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că și faptele lor erau rele. Dragul meu, nu uita! Pe crucea din dealul Golgota, între cer și pământ și între doi tâlhari, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, murea și pentru vina ta. Era răstignit ca să plătească pentru păcatul tău și al meu. Între doi tâlhari era străpuns mielul lui Dumnezeu, așa cum a strigat Ioan: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Hristos a făcut tot ce trebuia făcut pentru ca tu și eu să fiu un suflet salvat și nu pierdut. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima, ci te întoarce la Dumnezeu astăzi, că se mai zice astăzi, pentru că ziua de mâine nu știi dacă e a ta. Dumnezeu te cheamă la pocăință, căci doar prin pocăință și credință și căință se poate ajunge în împărăția sa. Dumnezeu vrea să fim sfinți precum El este sfânt. El însuși zice: fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. Alege astăzi să te împaci cu Dumnezeu. Gândește-te la eternitatea sufletului tău. Gândește-te la viața de dincolo de moarte, pentru că viața pe care o ai în această lume este trecătoare și într-o zi, că vrei sau că nu vrei, că crezi sau că nu crezi, va trebui să pleci și ai să te întâlnești cu Creatorul tău, Dumnezeu, care îți va cere socoteală pentru tot ce ai făcut rău în această lume. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietre inima, ci te întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Amin.